Cum ați defini justiția în România? Work in progress. Percepția oamenilor despre ce facem noi bănuiesc că este că stăm tot timpul cu o robă și ascultăm oamenii și batem cu un ciocanel. O zi din viața unui procuror atunci când el nu e la serviciu. Un om absolut normal, care face cumpărăturile în Carrefour și duce gunoiul. Pe roșu ați trecut vreodată? Nu. Am trecut pe galben. Legea este interpretabilă, din fericire pentru avocați. Doi juriști, trei păreri. Dacă vrei să câștigi bani mulți, te faci notar sau avocat? E un stereotip. Ați da bani parcagiilor? Interesant. Eu încurajez pe oameni să vină să depună plângere. Nu cred că destinul unei țări poate sau ar trebui să depindă de un caz concret. Oamenii dreptății.